Teatrul de Vară Mamaia va fi într-un final reabilitat și asta după ce a trecut mai bine de jumătate de secol de când locul a suferit ultimele îmbunătățiri. În prezent, așa cum puteți vedea, clădirea, care are o capacitate de peste 1000 de locuri, arată ca după bombardamente. În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Județean Constanța a fost votat proiectul de hotărâre prin care Consiliul Local este obligat să înceapă lucrările de reabilitare a Teatrului de Vară Mamaia. Primăria are timp să înceapă reabilitarea până la 1 noiembrie 2015. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui imobil, proprietate publică a Județului Constanța, către Consiliul Local al Municipiului Constanța. Este vorba de Teatrul de Vară Mamaia. Dacă totul va decurge conform planului, după reparații, Teatrul de Vară Mamaia va organiza evenimente pentru copii și tineret. Inaugurat în anul 1963, teatrul a găzduit ani de rândul spectacole și concerte.